Salutare tuturor și bine v-am regăsit la ocazie rarisimă de a cunoaște încă un om mai deștept decât mine și mult mai atrăgător. Un om pentru care am o sensibilitate aparte. Sunt de acord doar cu a doua parte a, a afirmației tale. <laughs> Cred că și după atâția ani te poate recunoaște oricine și dacă nu te recunoaște, să fie rușine. Să vă fie rușine dacă nu o recunoașteți pe Mona Nicolici. Bună, George! Mulțumesc pentru prezentare! Nu, nu am avut una mai bună, dar mai bine să ne vedem de treabă, că poate putem vin și vorbele. Sunt recunoscător că ai venit și ne-am ne -am adunat astăzi aici ca să vorbim despre un proiect care ți-e foarte drag, din câte știu. Da, îți mulțumesc eu foarte mult, că dincolo de prietenia noastră Așa. și în ciuda faptului că nu ne-am mai văzut de... Prea mult timp. Foarte mulți ani. Te-ai arătat interesant nu neapărat să te întâlnești cu mine, pentru că asta puteam să facem la o cafea, ci ți-a plăcut ideea proiectului nostru, care e în linie cu ceea ce gândești tu și ceea ce te străduiești tu să faci. Vorbim despre Rosmart din țara lui Andrei. Țara lui Andrei. Da. Am o întrebare. <laughs> Cine este Andrei? <laughs> Andrei. Serios. Andrei este. Uh, Andrei este și un simbol al. Uh, României, pentru că este ocrotitorul nostru, pentru că suntem o țară, să-i spunem religioasă, -aș spune, nu, știu, nu aș spune, știu, nu mai în zone mai periculoase, dar aș spune religioasă, care ține foarte mult la simbolul și tradiții, iar Sfântul Andrei este ocrotitorul țării noastre și am considerat că este un simbol suficient de puternic pentru poporul nostru, mm -hmm. care în aceeași măsură fiecare român are lângă el cel puțin un Andrei sau o Andreea. Tu știi pe cineva, o Andreea pe care să o iubești, să iubești, să faci ceva, să vrei să lupți. Mi-e una dintre ele. Sunt foarte mulți da. români cu numele de Andrei sau Andreea și atunci am că am spus ne-am gândit noi acum hăhăt, foarte mulți ani când am lansat această platformă de proiecte, că e un motiv suficient de puternic să le dai românilor sentimentul că au pentru ce să lupte, că e cineva acolo deasupra lor care îi protejează și care inspiră și care îi împinge cumva să facă lucruri și bune Andrei să e schimbe. Și Andrei și tău, nu? Uh, și pe Vlad îl cheamă Andrei, dar să știi că nu de asta, nu dar am ai ales doi copii eu acest Andrei, nume. Nu? Ai doi copii am Andrei. doi copii Andrei, o o Maria și un Vlad. <laughs> și tu ești Andrei, tu ești unul dintre a, proto, ești, ești prototipul lui Andrei din țara noastră. Mm -hmm. acel om care uh, vrea să schimbe ceva în jurul lui, care chiar schimbă, care inspiră pe alții, care chiar dacă pare singur, este o comunitate întreagă și care dovedește că um, își poate depăși barierele alea pe care ni le punem singuri în ideea de a schimba oamenii din jurul nostru, comunitatea în care trăim, țara în care trăim. Noi când am plecat cu țara lui Andrei la drum, uh, era o mână de oameni care dacă făceau voluntariat, dacă își permiteau să gândească, eu știu, în vreo secundă că pot schimba ceva cu adevărat în România. Auzeam foarte des, știi, gândul ăla pe care l-au foarte mulți dintre noi, l-avem mulți dintre noi. N-ai cum să schimbi, tu să faci tu cu o floare primăvară. Păi și... ce să face? Încă am sentimentul că nu s-au nu întâmplat foarte multe lucruri, dar atunci când trag linie și mă uit în urmă, îmi dau seama cât de multe lucruri am făcut noi, numai noi în țara lui Andrei, dar în minte alte companii sau alte ONG-uri care realmente au schimbat România. Cumva tot timpul suntem nemulțumiți sau avem tendința asta de a fi nemulțumiți de ce ni se întâmplă, dar dacă ne uităm în urmă cu 10, 11, 12 ani, E mult mai bine e decât mult. atunci. S-au schimbat lucrurile în bine. Foarte multe. Este loc de încă și mai bine. Și unul dintre motivele pentru care ne vedem acum este pentru că uh, sunt pe masă, nu pe masa asta, dar <laughs> sunt undeva pe o masă niște granturi totale de jumătate de milion de euro pentru proiecte în acest, uh, sub această umbrelă Rosmart, în țara lui Andrei. Rosmart este doar un proiect din țara lui Andrei, care este o platformă de responsabilitate socială, pot să spun, da, chiar. OMV Petrom. Așa? <laughs> da, sunt granturi de 500.000 de euro, de jumătate de milion. Am crescut finanțarea față de anul trecut. Anul trecut am dat 400.000 de euro. Am văzut și ați avut și niște proiecte foarte faine. Care am au avut și proiecte foarte faine care au început deja să se întâmple, să, să existe. Însă, pentru că suntem în era digitalizării, a noilor tehnologii, pentru că România încă se chinuie în zona asta și că nu are expertiză sau nu are curajul de a se duce în zona asta, care ne poate îmbunătăți viața, care poate reduce consumul de resurse, care poate îmbunătăți calitatea aerului și a vieții oamenilor am zis, ok, hai să venim cu, să împingem un pic lucrurile, așa ne place să forțăm un pic limitele astea pe care ni le punem și să explicăm oamenilor că există în România și organizații, chiar și primării, și tu știi foarte bine, care au avut curajul să vină să implementeze astfel de proiecte și că noi putem să le ducem mai departe. Și atunci am zis, mărim limita de granturi, am modificat un pic și criteriile jocului, regulile jocului astfel încât să fie mai ușor, dar anul trecut am avut foarte, foarte multe proiecte Proiecte pe educație și pe sănătate. Mai puțin în alte domenii. Și anul ăsta, zona asta, vine pe lângă granturi, vine și cu mentorat și cu sprijin pentru astfel de proiecte care să se urnească și să poată să aibă succes în cele din urmă. Pentru că sunt prea multe idei pe care le avem acolo în liniște, într-un colțișor, nu vorbim despre ele și nu suntem în stare să lucrăm cu altcineva pentru a le face realitate. Asta este una dintre cele mai mari probleme în țara asta. Ce trebuie să știe cei care ar vrea să obțină finanțare uh, în acest proiect, în această competiție până la urmă, că e o competiție, este o competiție de proiecte. Este o competiție de proiecte. Trebuie să știe că uh, lupta e destul de puternică. Anul trecut am avut înscrise peste 350 de proiecte că ele trec printr-un proces de selecție, trebuie să intre în primul rând pe www.țaraluiandrei.ro la categoria Rosmart. Acolo sunt toate informațiile de care au nevoie. Vor avea parte și de tutoriale în care să li se explice exact cum trebuie să scrie proiectul, ce criterii trebuie să urmărească. Nu e nu greu și totul e destul de intuitiv acolo. Pot aplica proiecte cu proiecte ONG-uri, asociații, primării, școli instituții, eu știu, spitale, biblioteci, chiar și persoane fizice, dar care sunt în parteneriat cu un ONG sau Așadar, o instituție publică. Așadar, nu singur de capul tău te-a mm. pus să faci un proiect care să lucrezi împreună cu o organizație care să-l ducă până la urmă la bun sfârșit. Exact, da, pentru că noi nu suntem o bancă să dăm finanțări, noi Bine suntem înțeles. o companie care vrea să se asigure că ceea ce dăm noi se duce la capăt. Noi am avut și fabricat în țara lui Andrei, nu știu dacă știi proiectul, ba da care la fel a dat granturi pentru afaceri sociale. Acolo am avut un proces de 8 luni de zile în care câștigătorii care au venit doar cu o idee, atât au avut o idee care nouă ni s-a părut foarte bună, apoi am întâlnit, ne-am uitat în ochii lor și am încercat să vedem dacă sunt acel, acea tipologie de oameni care chiar își doresc să schimbe lucrurile și au acea nebunie și dorință chiar dacă nu știau, cei mai mulți nu erau un au în niciodată o afacere și a, am Asta ales... este o problemă, antreprenoriatul este o problemă în țara noastră, dar mi se pare cu atât mai relevantă partea asta de, de a ști cum să dezvolți un business și dacă vrei să faci o faptă bună. Dacă vrei să înveți dacă vrei să înveți, la noi, la țara lui Andrei, dacă vrei să înveți și ai o idee bună și ai dorința asta de a merge până la capăt, primești și uh, acel guidance de care ai nevoie și mentoratul despre care povesteai tu în Rosmart. Sunt oameni în compania noastră care au expertiză în diverse domenii. Cum ar fi? De la IT, resurse umane, uh, contabilitate. Și deci e ca un fel de mini MBA, așa? Nu faci ca un fel de facultate așa pe rapid? Așa a, a fost fabricat în țara lui Andrei. În cazul Rosmart, aici uh, vom vedea de, uh, în fiecare proiect în parte sau fiecare inițiator de ce anume are nevoie, care este expertiza de care are nevoie ca să-și ducă proiectul până la capăt. Probabil că e mai degrabă o zonă de IT, care, pentru că sunt foarte multe aplicații care Ai vin. Ai fi surprinsă, să știi. Asta de vorbă inclusiv cu programatori care în timpul liber stau și programează gratuit pentru diferite cauze. Cred că știi, cei de la code da, for. Da. Și toți îmi spun același lucru. Degeaba îi dai cuiva o bucată din undiță, dacă el nu are restul bucăților. Uh -huh. Știi, și cred că mai mult ca niciodată trebuie să creăm o nouă generație de antreprenori de făcut bine. Deci, un fel de. Dar și ca antreprenoriatul nu înseamnă doar să faci o afacere. Să exact. ai spirit antreprenorial exact. înseamnă să gândești într-un fel în care toată lumea să aibă de câștigat, să ai inspirație, să faci lucruri de un anumit nivel. Nu înseamnă doar și întotdeauna să dai mai departe ceea ce știi. Exact. Tu. Deci, chiar dacă faci un ONG, să faci un business sunt foarte multe chestii similare ca da. organizare. Că de ce vrei să faci un bine dacă organizația aia în care vrei să faci bine nu, e organizată? Și dacă nu are o gândire strategică, dacă nu știe tot ce înseamnă de la comunicare până la nu știu, bugetare sau... Bineînțeles. Um, să faci bine nu înseamnă să dai de pomană. Nu. Cei care ne urmăresc să se înțeleagă lucrul ăsta, să faci bine nu înseamnă să dai înseamnă de pomană. Înseamnă și asta. Înseamnă și asta. De asta, asta, e o, un gen de filantropie care e foarte bună, eu n-am nimic împotriva filantropiei, dar eu sunt adepta uh, gestului care să genereze schimbare pe termen lung. Exact. Adică nu-i dau omului... Nu, știm pe aia. Nu-i dau omului uh, peștele, dă undița și învață să pescuiască. Așa a funcționat la noi și așa, ăsta este spiritul țării lui Andrei. Și datorită acestui lucru pe care l-am împins de... 12 ani și mai știu câți ani au trecut. Sunt La am 12 ani deja. Păi, sunt, fac 13 ani de când sunt Petrom acum în septembrie, deci suntem pe acolo. 12 deci ani fața de umană a unei organizații cu care ne întâlnim când alimentăm. Uh, da, mi-au de toate și bune și rele din deci, deci partea asta. de bine. Eu sunt, uh, eu sunt, partea de bine, dar vreau să, să știi că am descoperit uh, când am venit în Petrom și de-a lungul acestor ani că această companie este și toate companiile sunt făcute din oameni. Bineînțeles. Și, și uh, sunt toți români. Cei și mulți? cei 90% sunt români. Sunt oameni care au s-au lipit aceste idei. Sunt oameni care fac un business foarte specific și cu un risc mare și trebuie să fii un profesionist, puțin specialiști în domeniul de petrol și gaze. Petrom are o, o istorie și o tradiție de peste 100 de ani. Și ai putea crede că oamenii ia se gândesc doar la cum să facă profit. De la 9 la 5 se plece acasă. Și atât. Ei bine, nu, dar e adevărat că a fost un drum și drum toți oameni din petrom, te ajută în, în competiție, ca să dea mentorați sau să îi ajute pe acești antreprenori de. Păi e aici e o discuție, sunt foarte mulți oameni implicați de la faptul că um, na, de, inclusiv de la Legal, departamentul Legal, care vine, și se uită pe toate regulamentele și pe toate contractele de sponsorizare, și okay. uh, ne învață și ne ajută cum să le facem astfel încât să fie bine. Și pentru noi, ca și compania, dar pe, și pentru beneficiari. Uh, sunt oameni care vin și fac voluntariat în proiectele noastre sunt colegi de la Global Solution, nu știu câtă lume știe că o Petromul are și o companie de, de IT și de soluții uh, și sunt uh, niște oameni extraordinari de implicați care au venit în jurizarea proiectului RoSmart și care vin acum și spun da, vrem să facem mentorat și pentru Și nu proiecte. cer ore suplimentare. Nu cer nimic, vin din timpul lor uh, liber, în weekenduri, stau seara, jurizează, să fii jurat și știi că e foarte greu. Oh, e da. o responsabilitate foarte mare și uh, E consum de timp foarte mult și stai să dai nopți întregi. Să din timpul tău, mi se pare fantastic ca să lucrezi într-o companie și să dai din timpul tău da. pentru cineva să, fac, să faci un bine. Da. Hai, hai să ne concentrăm pe cei care se pot înscrie, okay. să le spunem așadar, ai, ai zis deja, trebuie să fie organizații neguvernamentale, dar pot fi și instituții publice da. de stat, autorități ale administrației publice locale, unități și instituții de învățământ și chiar și persoane fizice. Da. Cine nu se poate înscrie? Uh, cine nu se, po nu se pot Sau ce fel de proiecte nu acceptați? Nu se pot înscrie uh, companii. Okay. Uh, antreprenori, antreprenori, decât cei care gândesc în mod antreprenorial, pentru că felul în care modalitatea prin care noi dăm aceste granturi este sponsorizarea. Și atunci trebuie să existe aceste organizații non-guvernamentale sau orice instituție care poate primi sponsorizări. Și trebuie să aibă neapărat o componentă de tehnologie, toată treaba? Uh, trebuie să aibă neapărat o componentă de tehnologie nouă, trebuie să aibă și o dimensiune de inovație, chiar dacă asta nu înseamnă să inovești ceva acum și să descoperi acum un lucru, ci dacă pentru România este un lucru nou uh, și, o, și sau gândirea este inovativă, este, este suficient. Știm amândoi, de pildă, că în sunt câteva orașe din România, cum e Alba Iulia, Cluj, Napoca, cred că și Oradea, care au implementat proiecte care au această dimensiune de tehnologie nouă, smart să-i spunem, de e conceptul de smart city, că asta a fost și ideea de la care noi am plecat și care îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor, viața comunităților, care reduc resurse. Mie mi-ar plăcea ca orice proiect, pentru că sunt cinci domenii aici, avem Educație, sănătate, infrastructură, transport și mai e ceva. Uh, și. transport și, infra și mediu. Și mediu. Și mediu. Apropo, uite la mediu. Da. Dacă eu vin și -ți zic că eu vreau să fac plantări de, de copaci, e suficient ca să mă înscriu? Nu, nu e suficient. Plantări pot să faci, eu, eu sunt fan plantări, m-am rândit la ce făceam acum 11-12 ani, când așa cum am început, pentru că era moda plantărilor, și atunci mi se spunea, aia, faci tu primăvară cu o floare, cu un copac, și am zis, băi, și dacă floarea mea cu floarea ta și floarea celorlalți spunem de o mică primăvară, pe cuvântul meu că sunt mulțumită. Și am făcut, am plantat nu știu, sute de mii de uh, arbori în România, iar după noi au venit alte companii și ONG-uri și așa mai departe. Acum partea asta cu plantările parcă s-a mai, acum ceva ani, s-a mai liniștit și acum a revenit, știi? Păi problema e că nu putem ne planta cât o, ai exact ei. Exact asta vreau Dar să uite. spun și eu. Da. Dar cu toate astea stăteam și mă gândeam, dar dacă aș veni să-ți propun o variantă prin care eu inventez o dronă care o plantează automat puieți. Dacă e posibil așa ceva, dar nu cred, ba da? e posibil? O da? dronă să planteze ea puieți? Bineînțeles, sau un robot care să planteze automat. Te-ai gândit la asta? Uh, nu, nu mă gândit la asta, dar mi se pare, condiția este să vorbească cu autoritățile să-i oferești terenul pe care să planteze exact. că asta este foarte greu. Da. E chiar atât de greu pe cât pare? Este, este. Dar drona aia, dacă ea plantează puieții, înseamnă că poate să mă planteze livezi, de exemplu. Iar asta este o inovație în materie de agricultură. Uh, Eu mi-am imaginat acum. Da. Dar încercăm să le dăm oamenilor niște exemple da. ca să înțeleagă cum pot să ajute. Da. Uite, din proiectul, proiectele de a, în anii anterior am văzut inclusiv roboți pe care au fost folosiți în anumite proiecte, inclusiv pentru copii cu diferite probleme foarte medicale. Foarte multe, foarte multe proiecte. Am trecut pe, asta spuneam, pe Educație și pe sănătate, și foarte multe s-au adresat copiilor cu probleme speciale. Ceea ce mie mi-arată și mi-a demonstrat tuturor că în România nu se acordă suficientă atenție acestor copii cu probleme speciale și au venit organizații care pur și simplu s-au dus și au cumpărat acest robot. E, vorbesc de AV1, de NAO, da. uh, care au început deja să funcționeze și să lucreze cu copii Și, și copiii reacționează foarte, foarte bine foarte la bine. tehnologie. Da. Și. Uh, Ai putea crede că un copil cu o boală într-un în stadiu terminal, pe care de cele mai multe ori e cam abandonăm prin spitale, că credem că nu există, are un moment ăla în care se bucură și el, ca un copil, de nu ține să crezi că a, că a pus mâna pe o bucată de tehnologie, pe ceva. Da, dar mai mult decât atât, generațiile. Care vin, se nasc cu aceste abilități digitale și pentru ei ar trebui să fie o normalitate. Ori, în cazul copiilor bolnavi de cancer sau cu autism, asta este o soluție extraordinară să îi să-i scoți din izolarea în care ei sunt atunci când sistemul nu le pune la dispoziție nimic, niciun mijloc de a învăța, de a se dezvolta, de a-și rezolva o problemă de Uite sănătate. o altă idee. Eu arunc o idee. Acum poate da, să se lipește foarte una. bine. Uh, am văzut o, o, poveste foarte interesantă la niște spanioli cu copil cu probleme de mobilitate. I-au instalat o chelar de realitate virtuală și cine, altcineva la distanță cu o cameră 360 făcea ce îi spunea el, zicea urcăte în copac sau bagă-te cu picioarele în apă, și copilul se uita la ce face acest surogat al lui în lumea reală. Uh -huh. Păi, da, cam așa funcționează. Mai avem un proiect de anul trecut, MEGI CET. E similar, în care, tot așa, copiii îmbărnavi de cancer sunt pe o platformă digitală și primesc îndrumare psihologică sau chiar medicală mă rog, pe problema lor și ăsta e un lucru foarte bun să fii în contact direct ca și AV1. AV1 unul. Ave unul, un fel de avatar al copilului bolnav de uh, cancer. Care, care merge la școala locului. E, exact, care merge la și ține legătura printr-o tabletă și practic copilul poate să fie, la, să fie la ore, poate să interacționeze cu profesorul sau cu profesorii sau chiar și cu colegii lui. Și atunci nu mai e izolat Azi, Poate că... chiar e o modalitate de a de rezolvare a, a problemei de sănătate. Serios? Sincer da, eu chiar cred că momentul cred că problema psihologică, da, care vine în urma unei astfel de boli l-ar putea, putea ajuta pe, pe copil să se nu știu, să nu spun prostii, dar să să se vindece. Să audă, da. Pentru da. că singurătatea este cea mai mare boală exact. a acestei generații. Depresia, singurătatea, uh, izolarea, da? Și, de fapt, depresia, că toate și singurătatea și izolarea duc la depresie și un copil nu știe să gestioneze. Eu cred că mai mult ca niciodată uh, avem șansa să uh, vedem, născându-se... Um, un alt, fel de, un alt fel de organizații. Nu, nu poți să le zici nici ONG-uri, nici businessuri, le zici mai degrabă businessuri sociale, dacă vrei. Oameni care vor să facă într-un mod autosustenabil bine. Exact, da. Pentru Asta că vrem că și noi. Nu cred că trăim toți pentru profit. Cred că trăim, cel mai mult profit până la urmă ar trebui să fie bucuria pe care o obții la sfârșit, dar e important să rămâi sustenabil, să nu trească, să, nu știu, să rămâi la de fără bani, să nu mai poți face acel bine. Exact, da. Asta e important să poți să duci mai departe sustenabilitatea asta și înseamnă să poți să duci proiectul mai departe și să asta înseamnă mult, înseamnă ca tu să ai acel confort care da de nevoile de bază, dar poate și de un statut pe care îl ai, dacă care să-ți permită ție să duci lucrurile mai departe, să ai credința aia și optimismul și puterea de, de, să nu stai să te gândești la alte lucruri. Da, sunt de acord. E o gândire 500 antreprenorială. 50 de euro. Uh, pe, pentru astfel de proiecte, cei care vor să afle mai multe pot intra pe. www.țaraluiandrei.ro la categoria Rosmart. Acolo puteți Rosmart. vedea și proiecte care au mai câștigat în exact. trecut. Vă puteți inspira de acolo. Rugămintea este să veniți cu cât mai multe proiecte și pe celelalte domenii. Da, e clar că pe educație avem foarte mare nevoie, e clar că pe sănătate, astea sunt două domenii în care România are atât de multe de făcut. Dar hai să mergem un pic mai departe și să încercăm să ne gândim și la ce înseamnă infrastructură, la transport și sigur că aici instituțiile, primăriile, consiliile locale, împreună cu ONG-urile în Cluj și există acest parteneriat foarte bun și funcționează, să vină cu proiecte bune pentru comunitate. Mediu, wow, deci iarăși foarte important. Poți, să mai arunc o idee? Da. Ați finanța o aplicație de ride-sharing un fel de Uber fără Uber, adică să se cunoască, cum încerca la un moment dat BlaBlaCar. Da, știu, ba da, ba da știu. de genul ăsta în care oamenii, efectiv, un fel de iamă nene, dar efectiv non-profit. Cum ar fi un iamă nene non-profit? Dar de ce să fie non-profit? Pentru că la sfârșit, când trage linie, să nu trăiască, să aibă ca obiectiv. Non-profit, dacă este un ONG, da, dacă este un ONG, dar el trebuie să facă profit, că este o afacere socială cum spunea, iar profitul să-l reinvestească exact. în derularea altor proiecte și în managementul exact. de proiecte. Un Uber care să nu vrea să ajungă să listeze la bursă ci un fel de Uber care să încerce să ajute oamenii să meargă împreună la destinație. Da, ei, nu, da și aici sunt mai multe daruri, în sensul în care nu am finanțat noi ONV Petrom, deși finanțările vin de la noi, dar evaluarea o face un juriu de experți și dacă există un proiect sau dacă ăsta este cel mai bun proiect de pe zona de transport, de, de pildă, da, probabil că va avea, sau are cu siguranță șanse foarte foarte mari. Dar dacă mă întreb specific pe proiectul ăsta, eu cred că el trebuie să vină la pachet cu un program de educare. Okay. Românii nu suntem foarte comozi, nu vrem noi să împărțim lucrurile, o chestie de cultură aici, dar nimite, după știi cum e? În Mașina care și... Ce nu se împarte? Mașina și... Uh, da. <laughs> da. Uh, exact. Dar... <laughs> După atâtea zeci de ani de comunism, într-adevăr, vrem să avem al nostru, să fie al tău, dar odată ce te mai deștepți un pic mai mult și pe afară, vezi ce înseamnă să mergi. Eu știu studenți români care pleacă în vacanță cu aproape niciun ban în buzunar și supraviețuiesc în toată da. Europa. Da, Doamne, generația asta care nu are nevoie de să se descurcă oricum. Și așa este. Un colț de pâine, un pahar de apă da. și mergem cu ea mă, nene, dacă este nevoie. Da. Ne este prea teamă de celălalt, deși infracționalitatea și violența este la cote minime istorice. Adică era mai periculos când făceam eu, luam eu ocazie. Dar unde ai tu mână? informația asta că e la cote minime istorice? În Român... spre România. Spre Bucureștiul este cel mai sig cea mai sigură capitală din Europa. Nu, știu nu cred că știu. asta. Ba, dar poți mm -hmm. să mergi noaptea pe stradă și nu o să te atace nimeni. Și, și să... de ce se uită europenii la noi atunci ca la cea mai nesigură capitală din din Știu, Europa. Rom Românii pleacă pentru un trai mai bun și uite, avem români bătuți și omorâți în alte capitale. Dar, nu vreau să da. merg pe zona aia, dar până una alta, țara asta nu este at atât de violentă pe cât pare. Așa este. Așa este. Și atunci de ce, de ce nu este frică de celălalt? Cred mai mult în șeruritul uh, de resurse, uh, cred în economie circulară. Da, și eu. Mi-ar plăcea să văd proiecte O în bibliotecă rosmar. de jucărie am auzit că există, mi se pare genială ideea. Uite, ai finanța un loc în care oamenii să vină să-și pună, așa, la Morișca, acolo, jucăriile, o, o, o ruletă de jucării. Nu știu Nicu dacă are, are unde e tehnologia. Păi să fie o aplicație prin care tragi la rulete ce jucărie să-ți vină săptămâna asta și te duci, și o du du duci pe aia pe care a avut-o săptămâna trecută? Mai da, pentru dar copii. aș vrea proiecte mai importante pentru România. Okay. Sincer, aș vrea proiecte care să rezolve problemele alea acute și ne abordate cum, uh, cum este colectarea și reciclarea uh, deșeurilor, cum este calitatea aerului, cum este uh, automatizarea uh, sau monitorizarea traficului, da? Cum există, există în Cluj, da? Te ui, se duc și monitorizează volumul traficului și în funcție de asta um, fac optimizări Fac optimizări, exact în trafic. Așa măcar să existe Uh, cum să zic, o aplicație cum este tot la Cluj, na, dau exemplu ăsta, uh, sau la Alba Iulia, da? Sunt și acolo o grămadă de uh, aplicații care ajută cetățeanul să trăiască mai ușor, mai, mai bine. Vreau să mă uit pe o aplicație și să văd când vine autobuzul, unde este el în trafic, cât poluează. De ce, ce râzi? Este... există, se poate, se Serios? poate chiar și în România. Da, da la Cluj există această eu, eu eu aplicație. știu o orașe din Europa unde chestia asta este disponibilă din secolul trecut. Aș, a, bine, ce să mai discutăm. Aș vrea să văd proiecte care să reducă birocrația. Mm -hmm. Să reducă consumul de hârtie. Ca să nu ne mai mergem de, -am, de -am, la un de ghișeu la altul da. să semnăm de șapte ori și la sfârșitul zilei să mi se spună s-a închis. Mm. <laughs> mai veni și mâine. Da, <laughs> cunosc. Bine, uh, îmi plac ideile astea okay. și ne dorim să vedem oameni care să vină cu cât mai multe uh, și mai bune. Intrați pe țara lui Andrei. Țara lui Andrei. la proiectul -Smart. Ro -Smart. Și dacă măcar pentru a ta lucru am adus-o pe Mona Nicolice aici, eu zic că tot e o realizare în cariera mea pe digital. Îți mulțumesc foarte mult, să știi că eu eu mă simt onorată pentru că între noi doi tu ești vedeta. <laughs> Nu cred că am în ajuns... În social ziua. media. Nu cred că am ajuns... A, a ok. Păi da, da, dar de fapt viața noastră acolo se desfășoară în ultima vreme și nu neapărat a noastră, ci a generațiilor tinere din care și noi facem parte, desigur. Ai fi că deci, um... sunt din ce în ce mai copți cei care se uită la noi. Apropo, pentru cei care ne urmăresc, dacă sunt curioși, vârsta media celor care ne urmăresc pe noi tinde spre 30. Suntem din ce în ce mai digitalizați. Și 30 ce... Cum 30 e? O vârstă... Plus. Plus. Păi, 30 plus. Gândirea este așa că cei mai mulți cred că pe internet sunt doar copiii. Da, nu, nu, nu mai sunt de mult, suntem mult, doar copii. Toți. Copii nici n-ar avea voie dacă e să e, Își uh, fac ei cont dacă e Da, așa este. O mare parte, de altfel și eu, mi-am informația de acolo. Na. Cine ar fi zis că eu nu o să mă mai uit la televizor, să mă uit la jurnalele de știri, decât așa, cred că dintr-o obișnuință, din când în când, să mai aud o mai, uh, vin? Mai, vină mai vin? Mai vin, un mai, vin mai vin, da, îmi place. Mi-era -mi, mi foarte dor de tine. Și... <laughs> da, și mie. Și mi-era foarte dor și de studio, asta chiar îmi e dor. Îți Orice să ar spune, da, mă simt uh, cel mai bine. Păi, iar trebuie să o faci mai des. Să știi că și studioul este dor de tine. Mulțumesc studioule <laughs> și le mulțumesc telespectatorilor mei care încă mă recunosc și asta mi, -mi se pare extraordinar. Ca și cum am, ieri am fost pe sticlă, mi, -mi se pare fabulos. Uh, nu știu de ce mi merită asta, dar sunt foarte mândră de faptul că oamenii încă îmi spun. Da. C am fost pe sticla acum o săptămână. O căldură nea pe care e greu să o, să o regăsești în altă parte. Știi că o lumea spune despre mine că sunt destul de aspră. Nu, când Probabil sunt în birou. Blândă când sunt Dar aspră. Dar în fața publicului nu ești un om aspru și faptul că te implici în genul de proiecte arată exact chestia asta. Știi că toți avem diferite... Eu o meserie. Cauceapă, Eu sunt plătită șestat. pentru asta, știi? Dar mi-am dorit atât de mult încât nici nu mi-am imaginat că s-ar putea întâmpla. Dar s-a întâmplat. Eu sunt, asta este Dar te ales pe tine sau ai lăsat-o pe ea? Mai, mai degrabă cred că m-a ales ea pe mine. Pentru că, repet, nu, eu nu mi-am imaginat că asta s-ar putea face dintr-o companie care să-ți și pună bugete la dispoziție. Uh, și dacă stau să mă întorc în timp, uh, în perioada aia în care eu că aveam căutările mele și nu știam să mă întorc în televiziune, să mă duc într-o... Aveam aceste două opțiuni în momentul ăla, să mă întorc în televiziune sau să vin într-o corporație. Atât de mult mi-era dor de televiziune încât... Uh, M-aș fi luptat cu toată lumea din jurul meu și spuneam ce să caut eu într-o companie ca Petrom. Într-un fel sau altul, atunci, probabil, când trebuie să se întâmple lucrurile, băi, dacă nu ți la șuturi în fund și așa a fost, deci toată lumea dea peste ceafă și toată lumea mi-arăta aceeași ușă. Și am zis, bine, mă hai să intru pe ea. Am, am mers atât de departe încât am întrebat-o pe doamna Gheorghe la momentul respectiv, crezând că îmi va spune că nu se poate, eu, dacă îmi vin în Petrom, o să pot să fac și o emisiune și doamna Gheorghe, extraordinar de înțeleaptă, mi-a spus nu sunt foarte sigură, nu pot să vă promit, dar nu e imposibil. <laughs> și s-a întâmplat, să știi. Am făcut diplomație. Am făcut prima emisiune de responsabilitate socială a unei corporații. Respect pentru viitor se numea. Adică și șase luni de zile după ce am intrat în petrom, mă trezeam dimineața și mă întrebam ce caut eu aici. Și până la urmă am înțeles. În momentul în care am început să fac proiectele astea, mi-am seama că asta era ceea ce îmi doream și că nu știu dacă e adevărat că așa, când trebuie să se întâmple da. un lucru. Dar ea, cred că m ales pe mine meseria asta. Cred nu? că am putea să ne întindem și da. mi-ar mi plăcea să o facem. Pot să mai spun doar că înscrierile pentru proiectele din Rosmar se pot face până pe 27 mai, că apoi se face. Există o perioadă de vot a publicului care e foarte importantă și le recomand celor care vor, vor să înscrie să, să promoveze proiectul și să își obțină acest vot care contează în procent de 20%. Este foarte important. Se face apoi selecția și există încă o etapă foarte importantă în care finaliștii se vor întâlni față în față cu jurații. Și atunci vor fi nevoiți să aibă abilități de prezentare și mai ales să convingă publicul că sunt capabili să implementeze aceste proiecte. Și cei care câștigă, poate îi vedem și aici. Poate Minunată pot, Nu, Să-i promovăm, dacă tot fac un bine. Putem să-i promovăm și pe cei de anul trecut. Cu drag. Da. Da. Ne mai vedem. Mă, am multe multe pe limba despre care aș vrea să mai vorbim. Dacă uh, îți dau voie, cei, spre exemplu, de la ONV Petron, poate ne vorbim despre electrificare, despre regenerabile, uh, mașini uh, electrice. Asta putem să discutăm ca și cum n-aș fi la OMV Petrom, e un subiect care îmi place și mie foarte tare. Nu uh, e businessul, operaționalul, nu este zona de care eu răspuns sau despre da, care da, pot da. să povestesc, eu pot să povestesc. Da, pe am eu vorbă o bună de... acolo? Da. Uite, așa nu să vorbesc să cu spun. cineva de la ei despre care e strategia lor de viitor. Pe, pe zona asta, pentru da. că, uite, văd așa niște lucruri, niște mici chestii care se întâmplă pe zona asta de sustenabilitate, și sunt curios dacă există un plan pe termen lung. Ok, facem. Bine. Bine. Mona Nicolici, mama lui Andrei, din țara lui Andrei. <laughs> mama țării lui Andrei și lui Andrei. Mama țării lui Andrei. Îți mulțumesc că ai venit aici în studio. Dacă v-a plăcut și acest podcast, nu uitați să dați un like, pentru că social media, un share să afle și prietenii, poate aveți prieteni care vor să facă antreprenoriat, nu știu, sustenabil, cu un pic de filantropie și să faceți un bine. Și dați un subscribe ca să mai vedeți ce mai publicăm. Cam atât. Numai bine.